take off. The home point has been updated, please check it on the map. Salutare! Așa cum v-ați dat seama, în acest episod vă voi prezenta Mavic Mini de la DJI. Este o dronă de dimensiuni mici care încape în palmă și cântărește doar 249 de grame. Această greutate nu este deloc întâmplătoare. Pentru toate dronele care depășesc 250 de grame, trebuie să obțineți un atestat de pilot. Mavic Mini trebuie doar înregistrată pe site-ul Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Drona vine în cutie cu un controller la care veți atașa telefonul mobil și veți descărca aplicația DJI Fly. Pachetul mai conține 3 cabluri, mini USB, cablu pentru iPhone și un cablu USB-C. Cei de la DJI au pus în kit și 2 seturi de elice de rezervă și inclusiv o șurubelniță pentru montarea elicelor. Mavic Mini filmează la rezoluția 1080 cu maxim 60 de fotograme pe secundă și la 2,7K cu maxim 30 de fotograme pe secundă. Camera are un gimbal în 3 axe, ceea ce îi oferă o stabilitate foarte bună a imaginii. Veți fi uimiți cât de stabilă este imaginea de pe această dronă. Putem compensa expunerea, seta temperatura de culoare, iar în modul foto putem modifica chiar și ISO. Cu Mavic Mini puteți face fotografii la rezoluția de 12 megapixeli. Pentru a putea capta imagini video sau foto, trebuie să atașați dronei un card microSD. O surpriză foarte plăcută este că bateria ține pentru 30 de minute de zbor, iar atunci când nivelul este scăzut, drona se întoarce singură și aterizează în punctul de unde a decolat. Drona se poate încărca la priză sau cu ajutorul unei baterii externe. Prețul lui Mavic Mini este de aproximativ 1600 de lei. Dacă nu vreți neapărat o dronă care să filmeze la rezoluție 4K și să aibă senzor pe toate laturile, atunci această dronă este o investiție perfectă. De menționat că Mavic Mini are senzor doar pentru aterizare, deci trebuie atenție mare atunci când o pilotați să nu o loviți de copaci, stâlpi, clădiri, pentru că nu știe să se oprească în fața unui obstacol. Mavic Mini este o dronă ideală pentru vlogul de călătorie, pentru că este foarte mică, de asemenea pregătirea pentru decolare nu durează mai mult de 2 minute. Se manevrează foarte ușor și nu trebuie să fiți un expert în filmările aeriene pentru a obține cadre superbe cu această dronă. Avem 3 moduri de zbor, modul cinematic, normal și sport. Modul cinematic ne ajută să tragem cadre descriptive cu o mișcare lentă a dronei, în timp ce pe modul sport putem urmări subiecte în mișcare. Dacă aveți un skill bun, puteți realiza niște cadre excelente cu această dronă. Alt avantaj este acela că puteți filma cu Mavic Mini și la interior, fiind mică nu produce curenți de aer puternici. O consider o dronă excelentă ca și raport calitate-preț și o recomand cu încredere tuturor celor care sunt începători în filmările aeriene, dar și celor care sunt avansați și nu doresc să investească 5.000 de lei într-o dronă din gama de top. Landing. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Toate cele bune, pe curând!